Greva din sistemul de învățământ preuniversitar, care este în desfășurare în această perioadă, poate afecta admiterea la universitățile din țară. Decanul Facultății de Inginerie din Hunedoara, Ovidiu Tirian, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că în cazul în care se prelungește situația conflictuală, iar elevii din clasele terminale nu vor putea susține bacalaureatul la timp, atunci și facultatea va modifica data de înscriere la cursuri. Nu am luat în discuție acest aspect, dar probabil că dacă se va modifica calendarul, mă rog, ca o consecință a prelungirii grevei, vom prelungi și noi perioada de înscriere. Din păcate, subfinanțarea sistemului de învățământ are consecințe foarte grave asupra viitorului în educație. Târguielile guvernului, anunțarea oficială a majorării salariilor la alte categorii de angajați, în timp ce refuză solicitările celor din învățământ, demonstrează clar că educația nu este o prioritate națională, așa cum se vorbește de ani de zile. Educația cu salarii mici devine din ce în ce mai neatrăgătoare și neinteresantă pentru șefii de promoție ca să rămână în învățământ. Este foarte important ca dascării să fie bine plătiți, pentru că doar în acest fel poți să crești calitatea învățământului. Noi suntem în momentul de față aproape în imposibilitatea de a îi convinge pe tinerii absolvenți, pe șefii de promoții, să rămână în învățământ. De ce? Pentru că n-au motivație. Dacă vă pot da un exemplu foarte clar în acest sens. Îți vine un asistent universitar pe un 2300 de lei la început. Sunt companiile multinaționale care angajează studenți și absolvenți, da, chiar și studenți, că se duc spre anul chiar spre anul 2 și angajează part-time și le dau 4-5 mii de lei. Atunci, cu ce argumente vii tu să determini pe un tânăr absolvent să-ți intre la tine în sistem? Ceea ce înseamnă o scădere a calității actului educațional, pentru că nu mai ai oameni buni pe care să-i aduci în sistem. Într-o oarecare măsură, se vede acum, dar gândiți-vă ce se va întâmpla peste 10 ani.